Și pentru că protecția este cea mai importantă, mulțumită băieților de la Asphalt Uscat, astăzi continuăm cu o nouă cască de la HGC, ce are și aprobări ECE 22.06. Este vorba despre un HGC Rafa 71, ce vine împachetat într-o cutie ceva mai complexă. O să vă arăt imediat despre ce e vorba. Trebuie să desfacem această zonă. Apoi avem aici o zonă cu manualul de utilizare, după care vine o nouă bucată de carton, după care vine casca pe care o scot și vă arăt și aici prin locul lipit de cutie. Nu o să-l dau jos, dar trebuie să știți și voi că vine cu pinlock inclus. Și casca în sine, ce vine cu un săculeț care de data aceasta nu mai are cusături inverse, ci sunt pe interior, și acest model care arată foarte frumos. Este o combinație de gri cu un pic de negru, puțin roșu și puțin albastru. Foarte interesantă poziționarea acestor linii, interesant designul și într-adevăr este o cască agresivă. Este un model sport touring cu caracteristici specifice. O să intrăm imediat în detaliu. Primul lucru pe care vreau să vi-l prezint este stratul exterior, care este compus din ceea ce cei de la HGC numesc PIM, adică Premium Integrated Matrix, o combinație de fibră de carbon cu fibră de sticlă, cu aramid și alte componente ce creează un strat exterior extrem de rigid și rezistent la impact și automat la perforații, lucruri care nu ar trebui să se întâmple în mod normal. Iar când vine vorba de absorpția impactului la interior, avem EPS din densitate multiplă, un lucru foarte interesant. Plus, este vorba despre mărimi de la XS la 2XL, ce vin în 4 carcase. Adică dacă tu porți un S, să nu ai o carcasă de L extraordinar de mare, care să îngreuneze automat casca și să fie și mai puțin aerodinamică. Hai să continuăm cu ventilațiile pe care le observăm aici, iar prima este cea din partea superioară, care se ridică foarte simplu, chiar și cu ajutorul mănușilor, care este închisă și deschisă, dar chiar și care în momentul în care este închisă, aerul trece ușor pe aici și este prin spate, asta pentru a reduce zgomotul și pentru a fi mai aerodinamică. Apoi, încă o zonă de intake în partea frontală care este închisă, deschisă sau și mai mult deschisă, un sistem interesant ce se folosește foarte simplu, la fel chiar și cu ajutorul mănușilor. În momentul în care dai această zonă în jos, aerul intră și mai ușor spre vizieră pentru a preveni aburirea acesteia. Iar în partea din spate avem două extractoare ce nu pot fi reglate, care sunt tot timpul deschise și care permit extragerea aerului cald. Aici avem un XL și are aproximativ 1650 de grame. Nu este neapărat o cască grea, nici una ușoară. Este moderată, undeva la limită, aș spune, mai ales dacă o porți zile în șir pe ceea ce înseamnă plimbări lungi. Iar când vine vorba de plimbări lungi, aici suntem ajutați și de vizieră. Vizieră ce este protejată 99% de razele UV. Înseamnă că nu o să te bronzezi cu model când mergi cu motocicleta. Și aici observăm și noul sistem implementat de cei de la HGC, numit Push and Eject, pe care trebuie să apeși pe această zonă, iar apoi să ridici viziera. Dar, cum am mai precizat, în mod normal când ridici viziera, oricum tragi puțin spre exterior și dacă tragi spre exterior, aceasta se ridică foarte simplu. Avem o singură poziție intermediară. Aici, în rest, simțim câteva clicuri de rezistență, dar viziera nu rămâne în aceste zone. Iar apoi aceasta se trage foarte simplu în sus, după care un sistem de tip quick release, prin care dacă tragem acest sistem, viziera este eliberată și o putem schimba foarte simplu cu una fumurie sau pe cea fumurie cu una clară, în momentul în care ne prinde întunericul în plimbări sau e soare foarte puternic. Avem și o vizieră de tip pinlock ready, pinlock-ul este inclus în cutie, lucru care ajută la prevenirea aburirii viziere. Automat avem și o plimbare mai sigură. După care ajungem și la zona ochelarilor de soare, pe care îi lăsăm foarte ușor jos din zona aceasta, tragem în spate și aceștia coboară, doar că aici avem noul sistem de la HGC ce îți permite ție să reglezi cât de jos sau cât de în față să fie ochelarii de soare, pentru că noi ca oameni suntem diferiți. Acest sistem
permite în mod normal așezarea la un anumit nivel, însă dacă tu vrei să îi poziționezi mai jos sau mai în față, ai aici o zonă de reglaj cu 3 trepte. Hai să dăm pe treapta maximă și hai să-i coborăm din nou, iar acum se vede clar cum ochelarii sunt mult mai jos. Și aici observăm și sistemul de intercom ready, care se numește Smart HGC Bluetooth, ce permite atașarea imediată a unui intercom atât pe partea stângă cât și pe partea dreaptă, în funcție de preferințe, automat. La interior avem și decupări pentru difuzoare și în partea frontală avem și decupări pentru microfon. Deci nu vei fi incomodat tu în momentul în care vorbești în acest model. Avem și nose guard-ul care permite reflectarea respirației în jos și un chin guard ce nu permite aerului să intre prin partea inferioară. La fel, o plimbare mai silențioasă și previne intrarea aerului rece de cele mai multe ori. Și tot în partea frontală observăm și acest spoiler mic aerodinamic ce ajută la o deflectare mai bună a aerului. Mai departe trecem la închiderea căștii, care se face printr-un sistem de tip Double D, cum am spus de fiecare dată. Casca nu se prinde niciodată doar cu această capsă, pentru că în acest caz, dacă avem un accident mai puternic, capsa se deschide și tot timpul trebuie să treci această bretea prin ambele inele, apoi ne întoarcem printr-un inel, iar apoi putem pune capsa, iar în momentul de față este imposibil de desfăcut. O să o desfacem de aici și o să trecem mai departe la interior. Interior care este tratat antimicrobian, care facilitează uscarea rapidă și eliminarea transpirației și care este foarte confortabil și comod. Plus de asta, este gândit în așa fel încât să permită purtarea ochelarilor dacă tu, ca și pilot, vrei să porți ochelari pe motocicletă. Și pentru a termina și cu ceea ce înseamnă interior, observăm și partea inferioară a căștii, unde avem aceste două dungi reflectorizante care se văd de cele mai multe ori din spate și sistemul de emergency release, care permite eliberarea bureților din partea inferioară în cazul unui accident. Este mai mult decât crucial ca în momentul unui accident capul riderului să nu fie mișcat. Și tocmai de aceea, pentru a preveni astfel de accidente, cei doi bureți din partea inferioară se extrag, iar casca poate fi scoasă mult, mult mai simplu, fără a pune presiune pe coloana cervicală. Dar gata cu vorba și hai să trecem la note. Și ca de obicei, începem cu capitolul protecție, capitol la care va primi nota 9. Cum am spus, este unul dintre modelele ce au deja aprobări IC2206, deci este un test mai sigur decât IC2205. Plus de asta avem stratul exterior foarte rezistent și interiorul cu densitate multiplă, ceea ce ar trebui și cu siguranță va avantaja protecția în cazul unui accident. Și continuăm cu aceeași notă și la capitolul features, unde va primi tot nota 9. Avem aerisiri generoase, IPS de densitate diferită, vizieră cu un sistem nou, plus ochelari de soare, plus sistemul intercom, plus formele aerodinamice. Lucruri care spun eu că sunt necesare, mai ales dacă vrei să te bucuri de o plimbare plăcută, însă de aici mai scădem puțin pentru capitolul ventilație, unde va primi nota 6. În partea frontală avem doar două zone de intake, iar în spate doar două zone de extragere a aerului cald. Am văzut chiar și la HGC căști cu o ventilație mult mai bună, dar pentru ceea ce este ea gândită, pentru sport touring, o să-și facă treaba. Nu ești pe circuit unde ai nevoie de toată ventilația din lume, unde nu ai voie să te încălzești. Aici poți să mergi puțin și cu viziera ridicată dacă este cazul, adică poți să o ridici puțin și să o lași în această poziție pentru a mai permite aerului să intre direct pe sub viziera. Mai departe continuăm cu capitolul aspect, unde va primi nota 8 și unde consider că arată bine, chiar dacă este puțin mai voluminoasă, pentru că noi avem aici un XL, nu un M, cum avem în mod normal, pentru că pare că deja căștile se vând și stocurile se golesc rapid. Ea arată bine, este destul de agresivă, forme agresive și aerodinamice și în partea din spate și în partea frontală,
culorile, la fel, destul de diferite, dar cel mai simplu, intrați pe linkul din descriere și mergeți direct pe site-ul băieților de la Asfalt Uscat pentru a vă alege exact ce vă place vouă. Și mai creștem cu încă un punct pentru a ajunge la capitolul oraș sau Daily Usage, unde va primi nota 9, o cască ce poate fi folosită fără nicio problemă la mersul obișnuit prin oraș sau la naveta zilnică pe care o poți face. Avem ochelari de soare ce cu siguranță te vor ajuta în mersul la răsărit sau la apus sau în zilele cu soare puternic. Asta dacă nu alegi să mergi cu o vizieră fumurie, un sistem de tip quick release, dacă alegi să mergi pe o vizieră fumurie. Apoi, ventilații decente plus închidere double D plus interior confortabil moale, ce cu siguranță o să facă plimbarea mai plăcută. Și nici la capitolul sport nu stăm rău, pentru că aici primește nota 7. Este puțin mai grea decât modelul de top pentru ceea ce înseamnă racing, deci nu este recomandată din punctul meu de vedere pentru competiții sportive, dar pentru mers mai agresiv pe stradă sau pentru intrări ocazionale pe circuit, cu siguranță o să fie mai mult decât suficient. Și mai creștem cu încă un punct pentru capitolul touring, unde va primi nota 8. Ochelari de soare, sistem de tip quick release, ventilații ok, confort, care este foarte important, mai ales dacă vrei să mergi de dimineață până seara sau zile în șir, o să facă diferența. Plus, siguranța pe care o oferă sistemul Double D și sistemul de emergency, care este foarte intuitiv de folosit. Este într-adevăr o cască sport touring, deci cu siguranță se descurcă de minune și la acest capitol. În schimb, nu pot spune același lucru și despre off-road, unde va primi doar nota 2. Nu este un model pe care să-l poți lua în momentul în care ieși de pe asfalt, pe off-road, pe plimbări prin pădure sau poate pe dealuri. Nu, nu ai atât de multă ventilație precum ai într-o cască special concepută pentru acest segment. Iar cu un preț de aproximativ 2619 lei în momentul filmării acestui videoclip, HGC Rafa 71 primește nota 3. Este o cască ceva mai scumpă, dar asta pentru că este o cască ceva mai premium, cu feature-uri interesante, cu tehnologie de ultimă generație, cu sisteme de siguranță eficiente testate, cu o formă aerodinamică testată în simulatoare de vânt plus tunel de vânt. Adică lucrurile acestea nu sunt puse acolo la întâmplare. Nu, este vorba despre un producător premium ce aduce modele pe măsură. Având în vedere toate aceste aspecte, nota personală este 8, ceea ce ne duce la un total de 69 de puncte și care plasează acest model pe locul 16 în clasamentul nostru. Deloc rău pentru ceea ce prezintă acest model nou. Dar pentru mai multe detalii, specificații sau review-uri ale clienților, vă invit pe paginile de Facebook și de Instagram Motorbike Reviews și Asfalt Uscat.